În urma difuzării emisiunii Impact de aseară, astăzi la redacție s-a prezentat o doamnă care dorește să ne prezinte și ceea ce a suferit sau ceea ce crede dânsa că ar trebui să se întâmple cu doamna profesoară Egreta Marc de la Generală Cici Lucian Blaga. Stimată doamnă, vă rog să vă prezentați. Bună ziua, mă numesc Daniela Bostan. Am înțeles că ați avut și dumneavoastră copil sau copii, da, la doamna profesoară. Am doi copii, dar numai fata, Bostan Anda, a învățat în Generală 5. Acum câți ani? Acum este anul 3 de facultate, deci acum 7 ani a ieșit din Generală. Am înțeles. 7-8 ani, da. Doamna profesoară Marc Egreta este o profesoară, după părerea mea și a multor alți părinți cu care am mai discutat, este o profesoară foarte bine pregătită și care ne învață copiii adevărata geografie. Este o profesoară exactă, este o profesoară severă, pentru că știe ea geografie și pentru că vrea să se întâmple același lucru cu copiii noștri. Vreau să spun că în clasa în care a terminat fata mea, au dat capacitate geografie 30 de copii din 35 și foarte multe note de 10 au fost. Deci, atunci când un profesor are niște rezultate atât de bune în urma muncii lui desfășurate la catedră, este păcat ca din cauza cuiva care copilul lui nu stăpânește așa bine și pune pe seama emoțiilor, o pune într-o situație proastă pe doamna profesoară. Vă spun, n-aș fi avut niciun interes să mai vin aici. Copiii mei sunt mari, au trecut de Generală, nu-i să spun că fac un caz în chestia asta. Dar mi-a părut enorm de rău aseară când am văzut ce se vorbește despre ei de către bunica fetiței respective. Părerea mea este că și în clasă la fata mea au fost copii cu probleme, dar copiii aceia erau copiii care nu învățau și care nu își făceau temele, referatele la geografie. Eu, părerea mea și a altor părinți care vrem copiii noștri să învețe carte, este că prefer un dascăl sever, care are și cunoștințe și poate să facă bine cu copiii noștri. Dar întrebare. Da. Noi nu ne-am legat niciodată și nici nu să ne legăm de boala doamnei profesoare. Dar, de modul în care se comportă cu elevii, poate ar trebui să ne legăm și aici vreau eu să vă întreb, dumneavoastră ați fost mulțumită de modul în care s-a comportat cu fetița dumneavoastră și cu ceilalți copii? Aici i-ar fi problema, se pare că ar fi, nu știu dacă este, modul în care li se adresează cu cuvinte jignitoare. Asta ar fi totul. Da, da, da. Acum, vedeți, e un fir atât de sensibil între severitate și modul de adresare. Poate aici ar trebui să intervine diplomația pedagogiei, dacă pot să afirm, da, o asemenea lătură de cuvinte. Copilul meu a făcut 4 ani cu dumneavoastră geografia și vă spun, nu știe că sunt acum aici. Ce pot eu să vă spun, că copilul meu a îndrăgit-o pe această profesoară. De la început? De la început. În clasa 5-a, când îi lasă învățătoarea și vin la fiecare materie cu alt profesor, foarte greu, e, da, foarte greu. Așa. Fata mea, deși un copil foarte bun la învățătură și acum este bună și a fost bună întotdeauna, fericită, mulțumesc, e meritul ei, nu a avut niciodată probleme. Dimpotrivă, a îndrăgit-o, studia foarte mult ca să arate că poate și că învață și că tot timpul are ceva de spus la școală. I-a plăcut în mod deosebit geografia. Acum nu urmează geografia, e la Politehnică, e cu totul altceva. Dar vreau să vă spun că cunoștințele cu care a plecat din clasele a 8-a și acolo la școala asta generală sunt o grămadă de profesori excepționali, nu numai unul. Da, am auzit lucrul acesta. Este una dintre cele două școli europene din județ care a primit. Ce pot eu să vă spun că de la învățător la profesor, Generala 5 este o școală foarte bună, precum și Generala 4, că acolo a terminat băiatul meu. Da, și Liberem, da, și Andrei Mureșanu, da, da, și Generala 1. Deci nu ar trebui să facem clasamente. Ne interesează, nu, încă o dată, repet întrebarea. Ați auzit astfel de bârfe până în emisiunea de ieri că s-ar comporta, nu știu, cu lipsă de tact și că i-ar jigni pe elevi în modul de abordare atunci când aceștia mai greșesc sau scapă ceva pe jos și atunci automat este catalogat cu un anume apelativ care poate îi lezează demnitatea. Și știți bine, la un copil demnitatea e mai sensibilă atunci când o lezezi decât la un adult. Deși demnitatea în general n-ar trebui lezată. Da, da. Aveți dreptate. Ați auzit astfel de cazuri? Eu personal nu. Deci, acum 7 ani, când a început copilul meu
școala generală cu doamna Egreta, deci din clasa 5-a, nu am auzit și nu știu de așa ceva. N-am de ce să... Și dacă acum, dumneavoastră, după ce o să vizionați emisiunea pe internet, unde e adevărul, aceea de acum 2 săptămâni, cu aproximație, o să vedeți și mai ales să ascultați părerile unui număr de vreo 5-6 copii de la clasa 6-a, care afirmă niște lucruri destul de grave. Ce pățesc e la oră. Da. O să vă schimbați părerea? Nu, niciodată. N-o să vă niciodată. Mulțumim, o să afle și doamna profesoară părerea dumneavoastră și ancheta continuă, doamnelor și domnilor.